corp am mai folosit această lufă. E de la Oceania, cumpărată din Carrefour. Și am fost surprinsă de calitatea ei, de asta am și păstrat-o. În general nu vă arăt lufe folosite, dar uitați-vă un pic ce bine s-a menținut. Și am folosit-o, nu știu, vreo 6 luni, nici nu știu cât de când o am. Pentru curățat lacul de unghii, 2 acetone am avut de la Ebelin din DM. Nu mi-a plăcut absolut deloc aceasta. Nu știu dacă săraca e ea vinovată sau s-a nimerit să o folosesc în perioada în care foloseam acel lac de unghii de la Douglas, acela cu mult glitter, și glitter în general se curăță greu, dar mi s-a părut că prea greu cu asta. Asta, schimb, mi s-a părut bună de la Sien, m-am împăcat bine cu ea. Pentru igiena orală, o groază de paste de dinți. Aceasta de la Himalaya Herbals mi-a plăcut. De fapt, cred că cam toate pastele de dinți pe care le am aici mi-au plăcut. Chiar mi-au plăcut. Două dintre acestea de la Blendament, e posibil dintre ele să fi mai aruncat dintre pastele de dinți, dar și, na, se întâlnă cel puțin cu astea comune pe care le folosești frecvent. Paste de dinți, gel de duș, s-ar putea să mai arunc din ele și să nu-mi dau seama să le păstrez ambalajele. Două în acestea de la Blendamed Pro Expert. Paste de dinți Blendamed e favorita mea de mult timp. Știu că toată lumea e cu Colgate-ul, eu mai puțin. Asta am mai folosit White Now de la Signal. Și Dentalux, asta din Lidl. Asta, să știți că mi s-a părut că are un oarecare efect de albire și eu am mai folosit și în anii trecuți și în general am fost mulțumită de pasta asta de dinți. Nu știu dacă doar mi se pare sau... Dar îmi par că un oarecare efect de albire a avut. Eu am dinții galbeni și nici nu cred că îi voi avea vreodată albi sau mult mai albi decât îi am acum. Dar parcă am văzut ceva de la pasta de dinți. Aceasta Mary Doll, de asemenea găsită în calendarul Advent, Elmex, de asemenea, asta e o pastă de dinți așa care nu e pe placul tuturor, e păstoasă și cam sărată. Nu prea face spumă și imediat după ce începi să o folosești, parcă dispare, adică nu se face spuma aia cum se face la pasta de dinți obișnuită, dar curăță dinții bine, îi simțeam așa alunecoși și curățați după ce o foloseam. Am mai avut de la Colgate, aceasta Colgate Total, pasta de dinți bună, Blendamed de asemenea favoritul meu, foarte bun, și Multicel mi-a plăcut și această pastă de dinți Menta Dent. Toate astea, miniaturile astea, sunt de asemenea din acel calendar Advent și mi-a părut bine să le folosesc pentru că chiar mi-au plăcut. V-am spus, singura așa mai ciudățică e asta, care nu știu dacă e pe placul tuturor, ca să fiu sinceră, nici al meu, nu știu dacă aș cumpăra-o, dar îmi lăsa dinții curățați, așa v-am spus. Asta de la Elgidium, antiplacă. De asemenea, bunicică, dar a fost atât de puțin în tub încât nu mi-am putut face o foarte mare impresie și nu știu cât de reală. O pasă de dinți obișnuită. Și le mai am pe acestea pe care le-am mai lăudat eu la un moment dat. Le găsesc doar în acel calendar Advent. Am impresia că pot fi găsite pe undeva pe la Penny. Asta e un 2-in-1, pasă de dinți și gel de curăț... nu, apă de gură și... pasă de dinți, și ăsta e tot un 2 în 1, dar și cu ceva, nu știu, antiplacă, cred. Astea două identice și asta așa. Foarte mult îmi plac și o reală plăcere să le folosesc de câte ori le găsesc în acel calendar Advent, doar că au o cantitate foarte mică și mai rămâne și prin ambalaj. Deci nu pot să scot tot. Și nu e chiar ok. Mi se descarcă acumulatorul, schimb bateria și vin. Am aici ambalajul de la o periuță, da, de la două, da, periuțe de dinți. Asta de la Sensodyne, pe asta a folosit-o Florin și a zis că e ok. Eu am folosit-o pe aceasta de la La Calut Activ pentru gingii sensibile. Mi-a plăcut foarte mult. E molicică. În prima fază când o folosești, perii aia sunt destul de moi și ai senzația că nu te curezi bine, nu te speli bine pe dinți, dar nu e adevărat. Curăță bine și e extrem de gentilă cu gingiile. Mi-a plăcut foarte mult.
O ață dentară, dar nu cred eu că am folosit doar una în 6 luni, sigur, am folosit mai multe, că da, folosesc destul de regulat, adică de câteva ori pe zi, de vreo două ori pe zi și cel puțin o dată pe zi, o dată, două ori pe zi și sigur am consumat mai multe, însă, și oricum nu e asta favorita mea, dar așa s-a întâmplat, însă o am pe aceasta de la Oral-B, din ce avem acum pe piață la ora actuală, asta e o ață dentară foarte bună. Însă, eu am gingiile sensibile și am senzația că chiar mă rănește ața asta, îmi și sângerează gingiile. Trebuie să am mai multă grijă când o folosesc. Favorita mea este, am zis-o în repetate rânduri, aceea tot de la Oral-B, albastră, în tubul acela pătrat și nu rotund, dar sunt dăți când nu o găsesc pe aceea și când nu o găsesc o cumpăr pe asta pentru că nu vreau să rămân fără ață dentară, adică nu stau să aștept până când o găsesc pe aceea, reintră aia în stoc, deci nu. Și Sofia a folosit așa, a folosit-o pe aceasta Denta Plus Kids, pe asta de la Oral-B și mai multe de la Elgidium. Astea trei cu fructe de pădure. Iar un tubuleț micuț așa. Și varianta asta cu banane, tot de la Elgidium. Niște bețe vătuite. Fetele le-au avut pe acestea. Astea, marcă proprie Carrefour. Baby Love. Și Family Care. Acestea se pare că sunt bio. Toate astea, bețele dăduite pentru, pe care le cumpăr pentru fete, sunt din acelea cu opritor. Știți, au partea aia mai umflată de vată, un pic mai umflată, ca să nu poți băga foarte mult în urechea copilului. Iar pentru noi, acestea Septona, care îmi plac mult, chiar îmi plac mult, sunt, mi se pare că sunt mai gentile decât altele de pe piață, și acestea de la Clinique, care au fost obișnuite. Ah, și mai e și de săpunguț. A, asta de la Carrefour. Nu, astea nu mi-au plăcut. Subțirele așa au fost și nu mi-au plăcut foarte mult. Niște dischete demachiante, nu multe. Am doar un pachetel de ăsta mic de la Oriflame și acesta de la Family. Pentru că nu mă demachiez frecvent, doar dacă eu mă curăț pe față cu gel de curățare dimineața și seara, indiferent dacă am ieșit din casă sau nu, indiferent dacă sunt machiată sau nu. Dar dacă în acea zi m-am machiat, în afara faptului că mă curăț cu gel de curățare, seara mă curăț cu un, cum v-am arătat mai devreme, acele ape de curățare la ochi, ca să îndepărtez și mai bine rimelul și tușul și farul de ploape, dacă e cazul. Și de asta le folosesc mai rar dischetele astea demachiante și se pare că n-am folosit multe. Asta dacă nu mi-a scăpat un pachet și l-am aruncat vreo punguță. Și de asemenea, când îmi curăț ouă așa de pe unghiile, mai folosesc. Astea de la Oriflame mi s-au părut mult mai bune decât acestea de la Family. Șervețele umede pentru poșetă, astea din Carrefour, a fost ok, astea la fel, însă cel mai mult mi-au plăcut astea de la Kiko, pentru că mirosul ăla specific Kiko și pentru mine mirosul Kiko înseamnă miros de bebeluși. Da, și acum sunt. Da. Bine, le-am în geantă pentru că de multe ori am nevoie să folosesc și de la fete, pentru fete și cel mai probabil cu ele am consumat. Așa, am avut un pachet de șervețele de astea uscate, Paloma Classic Super Soft, într-adevăr erau foarte moi, și un pachet din acestea de la Floralis, cred că e din Lidl, nu-i așa? Parcă firma asta în Lidl se găsește, da, Lidl, foarte bune, foarte, foarte bune, mi-au plăcut foarte mult. Urmează hidratarea, aici am o groază de produse, începem cu fața. Am așa, am terminat. Această cremă de la Ecowell, o cremă de față pe care am cumpărat-o din Carrefour, pe care am dat o groază de bani, cred că în jur de 60 de lei. Și în legătură cu care mi-am luat o mare țeapă, ca să folosesc așa o expresie, nu știu ce fel de eco și de numai ingrediente naturale și bune pentru tine conține ea, pentru că mi-a terminat fața. Nu mi-a plăcut de la început cum miroase, dar am zis că, na, probabil că nu conține parfum, e
eco, bio, whatever, și nu-i nimic dacă nu miroase grozav. Miroase așa, nu știu cum să vă spun, ceva brut, o combinație de uleiuri și nu știu. La scurt timp după ce am început să o folosesc, mi-au apărut niște borbonele pe față, nu coșuri, borbonele care nici nu se vedeau foarte bine, le simțeam eu la mână și dacă mă uitam cu atenție după ce mă spălam pe față și bătea lumina aceea puternică de la baie, era evident că am niște punctulețe pe față, așa. Mi-am dat seama că e de la ea, însă am crezut că e din cauza că am folosit cantitate prea mare, pentru că acest dozator e tare grosolan, așa, ieșea foarte mult din el, adică un pic apăsam și totuși deja că apăsam până la capăt, cred că erau de 3 aplicări ce îmi puneam eu pe mână în momentul ăla. Și am încercat să folosesc mai puțin. Am văzut că la fel mi s-a întâmplat, am încetat să o mai folosesc, am trecut la altă cremă, o cremă care nici măcar nu e specială pentru față, dar o cremă minunată cu care m-am împăcat fantastic. Aceasta de la Nivea, care e pentru față și corp. În general, când spun pentru față și corp, nu te aștept să fie prea bună pentru față. Te îndrepți mai mult spre corp. Dar fiind cutiuță micuță, în cât are? 50 de mililitri. Eu am găsit-o am primit-o în acea cutie de la DM Beauty Box. Vă pun un card pe aici, pe undeva, dacă nu știți despre ce vorbesc. Vă zic că e micuță așa, de 50 de mililitri. În general, cremele de față au 50 de mililitri. Zic că o să o folosesc pentru față. Gândiți-vă că am început să o folosesc după ce aveam fața extrem, extrem de iritată și plină de borbonele și pete roșii așa pe față. După aceasta, deci am folosit-o pe asta, grozavă. Deci fața mea a revenit la forma ei inițială. Nu vă spun că îmi lăsa și o catifelare, așa foarte bună crema asta, foarte bună. Am terminat crema asta. Zic, mă, totuși, parcă refuzam să cred că o cremă de 60 și bio, cum e ea și cu, ce spune, ingrediente organice, de natură organică, poate să-mi facă rău. Hai să încerc să o mai folosesc. Am încercat din nou să o folosesc, am pățit același lucru și cu usturim pe față și n-am mai folosit-o. Deci, fetelor, aveți mare grijă și eu de asta militez, de când mă știu, militez pentru mostre. Poate suna așa, nu știu, a zgârcenie sau, dar eu de unde pot obține mostre, iau mostre. Pe unde văd mostre gratuite pe la magazine, să știți că iau și bineînțeles că după aceea dacă îmi place produsul, cumpăr din nou. Adică nu sunt să mă duc să iau mostra aia de mai multe ori doar pentru că îmi place, sub nicio formă. Dacă am folosit o mostră și mi-a plăcut, apoi mă duc și îmi cumpăr produsul full size. Am mai folosit așa pentru cremă, pentru față. Două cremuțe de la Himalaya. Aceasta e o cremă hidratantă, aceasta e super hidratantă, foarte mult mi-au plăcut, v-am vorbit într-un clip anterior, eu le-am primit gratuit spre testare, dar voi știți că eu sunt sinceră și dacă nu-mi plac, nu-mi plac, vă spun adevărul, chiar și firmele cu care colaborez, să nu credeți că vreo firmă ți impune să vorbești de bine despre produsul său, sub nicio formă sau n-ar trebui, sunt minunate, dacă... Nu știu, dacă sunteți în căutarea unei creme de față care are și un preț foarte bun, vă recomand să le încercați pe acestea pentru că sunt bune. Deci aceasta e un pic mai hidratantă decât asta, e un pic mai groasă, dar nu lasă aspect gras pe față, foarte bună. Veți vedea în acel clipuleț că intru în mai multe detalii în legătură cu ele. Și am mai folosit de la NU Ultimate, de la Avon, crema asta care e ca un gel așa, așa arată borcanelul, mi-a plăcut mult felul în care arăta, dar pentru că am tenul sensibil, sau poate nu doar de asta, poate s-a întâmplat și altor persoane, mă ustura un pic când o aplicam, nu m-a iritat, nu mi-a creat nicio altă problemă, dar mă pișca un pic când o aplicam. Și n-aș mai cumpăra-o pentru că mi se pare riscant. Și am mai avut și pe aceasta de la L'Oreal, Hydra, ce spune? Hydra Specialist. Cremă hidratantă, 24 de ore pentru ten normal și mixt. Mi-a plăcut foarte mult. Cremele de la L'Oreal îmi plac în general. Și mai am destul de multe mostre. Am așa, o cremă de față, de asemenea din ingrediente bio și cu ulei de argani. Aceasta, Mastic Spa, nu știu să vă spun, am primit-o pur și simplu când am făcut o comandă online pe
Nu știu dacă Douglas sau Marionu, s-a trebuit să fie Marionu. M-am împăcat bine cu ea, a fost o cremă bună, dar nu știu nici unde o puteți găsi în afară de ei, Marionu. Nu știu, prea multe detalii nu cunosc. De la Douglas, când am plasat o comandă, am primit niște moșe de la Detox. Asta a fost un ulei de față. Horror. Deci ulei, un ulei pe care ți-l aplicai pe față. Nu m-am simțit deloc bine. Și asta, Rich Cream, de asemenea o cremă foarte groasă, foarte, nu mi-a plăcut deloc. Și eu sunt cu aplicat creme, știți că folosesc creme la greu, dar nu mi s-a părut prea mult. Și un serum de la Artemis, de asemenea un ser destul de greu așa pentru față. Nu mi-a plăcut nici acesta. Acum, am mai avut acest ser de la Clarins, un double serum, erau două pliculețe așa care storceai și ieșea din ambele sensuri. A fost hidratant, m-am simțit bine după ce l-am aplicat, dar a fost o singură aplicare și detalii, nu știu dacă lucrează împotriva ridurilor sau n-am putut să observ pentru că a fost prea puțin, o singură folosire. De asemenea, această cremă de zi de la Clarins mi-a plăcut mult. Foarte, foarte mult. Mi-a plăcut această, ei spun, gel cremă fondant, melt-in cream gel. Exact așa. Exact așa era, melt-in. Deci aveai senzația că o înghite pielea ta. Era o cremă, dar foarte fluidă, ca un gel extrem de apos, cam așa era. Minunată, minunată, dar dacă ai tenul foarte uscat, presupun că nu hidratează foarte bine. Adică nu e o cremă pe care să o folosești, de exemplu, iarna, când ai nevoie de multă hidratare. Dar în rest, grozavă, pe perioada verii. Așa ceva asemănător cumva a fost și cremuța asta de la Lancome. Că și spune gel in oil, deci ceva între gel ulei, dar finuț, delicat, nu se compară cu celălalt ulei de față pe care vi l-am arătat. Deci mi-a plăcut mult și aceasta. Foarte mult mi-au plăcut aceste două mostre de creme de față de la Today, creme cu enzima Q10. Niște creme simple, ușoare, nu știu dacă au un efect antirid, așa se dorește, dar nu știu dacă au efectiv, pentru că au fost două mostre, nu mi-am putut crea o părere, dar foarte bune și finuțe și delicate, mi-a plăcut mult să le folosesc. Am mai avut un rich cream, deci o cremă foarte hidratantă de la Clarins, un mini produs, de care am fost foarte dezamăgită, pentru că am văzut așa tubul ăsta albastru și mi-am imaginat că e o cremă de aia hidratantă, apoasă, așa. Nu, era o cremă groasă, grasă, deci nu mi-a plăcut și mie îmi plac foarte mult produsele Clarins, dar aceasta nu. Și la fel dezamăgită am fost de crema asta de la Venus, care mirosea foarte puternic și de asemenea scrie Aqua 24, deci am zis că e ceva așa cu apă, care îți hidratează tenul și da, nu, îți creează o senzație de prospețime, nu, deci nu mi-a plăcut, mirosea puternic și crema destul de grea, așa, nu știu cum să spun, pe față. Niște măscuțe, aceasta e una, dar de fapt cu două aplicări de la Himalaya Herbals, cu nim și turmeric, cum ați văzut scrub-ul mai devreme. Mi-a plăcut că miroase a plântuți, îmi plac mult produsele de la Himalaya. Și masca aceasta cu super fructe, am vorbit eu în detaliu în vlogul acela pe care l-am făcut, în care am testat noi măștile. Știți, aflați de acolo mai multe. Și tot pentru față, mai am două creme pentru ochi, adică tot vorbind despre față, acum în detaliu referitor la ochi, am așa. Crema asta de la Marionu, o cremă anti-rid, are și partea asta metalică aici, să aplici și să-ți răcorească așa și să-ți, să-ți reducă din pungile de sub ochi. Era ca un gel, așa, apos, pătrundea bine în piele, însă
nu știu, pentru ochi, pentru zona ochilor aș prefera o cremă un pic mai grasă.